Sâmbătă seara, două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjiu Mare au intervenit pentru salvarea victimelor unui accident rutier în care un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile pe raza localității Zimșa din comuna Obârșia de Câmp. Totodată, pompierii mehedințeni au efectuat 104 misiuni. Pompierii mehedințeni au intervenit în acest weekend pentru salvarea victimelor a două accidente rutiere, stingerea unui incendiu, transportarea a două persoane supraponderale care au necesitat îngrijiri medicale, deblocarea ușii unei locuințe în interiorul căreia a fost găsită o persoană decedată, dar și pentru asigurarea zonei la un meci de fotbal. În acest weekend, pompierii mehedințeni au efectuat 104 misiuni, cele mai multe dintre acestea pentru prevenirea și limitarea răspândirii noului coronavirus. Aceștia au intervenit pentru salvarea victimelor a două accidente rutiere, stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament, deblocarea ușii unei locuințe în interiorul căreia a fost găsită o persoană decedată, transportarea a două persoane supraponderale cu probleme medicale, dar și pentru asigurarea zonei la un meci de fotbal. Totodată, paramedicii SMURD au acordat asistență medicală unui număr de 34 de persoane care au solicitat ajutorul, apelând numărul unic de urgență 112. În cadrul zilei de sâmbătă, pompierii mehedințeni din cadrul stației Vânjiu Mare au intervenit pentru salvarea victimelor unui accident rutier în care un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile pe raza localității Izimșa din comuna Obârșa de Câmp. 5 persoane au fost implicate, dintre care doar 2 minori cu vârste de circa 11 ani, respectiv circa 15 ani, au necesitat îngrijiri medicale, aceștia suferind traumatisme. Ieri seară, 3 echipaje din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament din cartierul Gura Văii. Pompierii au localizat imediat incendiul care s-a manifestat într-o încăpere a locuinței, situată la parterul blocului, împiedicând extinderea acestuia la întregul apartament. Au ars obiecte de mobilier și materiale textile, nefiind înregistrate victime.